Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poate ați observat un fenomenuț, ca să nu-i zic fenomenoi, dar cred că în asta... Fenomenuț? Da, fenomenaj. La ce te referi? Da, ca să nu crească prețurile și să nu sperie clienții, unii producători au început să micșoreze pachetele. Înțelegi? Sau ambalajele. Păstrând prețul. Deci, practic, te păcălesc la ochi. Da? Adică se cheamă, în America se cheamă shrinkflation. Cum ar veni dacă ar fi să traducem în românește, așa, să facem un barbarism, ar fi micșor inflație, cumva. Da. Știi? Deci cum se face? De exemplu, și asta este exemple din Statele Unite, am senzația că se întâmplă și pe la noi, dar nu m-am apucat să cercetez serios. Se dar întâmplă cum se dacă mi-au atras atenția? Dați-ne mesaje dacă se întâmplă și la noi. Da, am cercetat eu. Cutie de șervețele. În loc de 65 de șervețele acum câteva luni, sunt 60 acum. Aha. Mă înțelegi? Iaurturi de la 150 de grame la 130. Nu-i mare diferență. Zici că cine asta se uite? Corect. Mai puțin eu. Hârtie igienică. Aici este, mi se pare, un atac îngrozitor la încredere. De la 340 de bucăți pe rolă la 312. Cum rolă cu 340? Ah, rolă pătrățele, am înțeles. Pătrățele, bre, nu pătrățele. Da. 300. Băi, asta e o tragedie. Asta este ceva, o situație de mare ghinion. Deci asta e de discutat, nu? Serios. Da. Și au mai fost documentate cazuri de șampon mai puțin. Tot așa, câțiva mililitri. Săpun mai mic. Ambalaj de două ori mai mare, asta am pățit și eu. Deci este cutia de săpun mare, o cutie de carton frumoasă, așa zici, mamă, ce săpun frumos să-l iei și înăuntru e un săpunel. Mic, tip, mă rog, puțin mai mare decât ăla de hotel. Bă, dar ce e scrocherie? Sau, știi, ei spun adevărul, adică ai o cutie de aia de plastic, de o bucată de cașcaval înăuntru. Uh-huh. Și cutia este cam, ce să spun, cu 20% mai mare decât cașcavalul, uh-huh, care este înăuntru, știi? Uh-huh. Pe... Nu, tu nu vezi cașcavalul, că e o cutie de asta colorată, frumos, așa, da, nu vezi, da, înăuntru. Știi? Și te duci acasă, desfaci, bă, dar au totuși 20% din ambalaj, este gol. Uh-huh. Și nu poți să-i acuzi că te-au furat, pentru că scrie gramajul jos. Cât da, e da, gramajul? Da. Nu știu, 150 Corect. De grame. Bă, atâta ți-au zis, atâta ți-au zis, dar te păcălesc la ochi. Da. Uite, bun, la noi, înțeleg, avem 3 mesaje succesive așa, care vorbesc despre un anumit brand de unt care a făcut pachetul de 180 de grame față de 200 cât avea până în prezent. Iată. La același preț, presupun. Da. Se mai întâmplă la fel, nu zicem branduri? Da, nu știu, branduri, de fapt, dacă e la același preț. Da. Aripioare de pui. Și bucăți de pui. Eu am mai pățit mici, la domnule, bucăți. Da, eu am pățit, asta e, la aripioare. Avuserăm discuția asta chiar ieri. Uh-huh. Este, uite, o să pun o poză pe pagina mea de Facebook cu aripioară, care este cât jumătate din degetul meu arătător. Și eu chiar mă gândeam, eu am luat de-alea piept. Da. Da? Și am luat găleată și când am dat capacul la o parte, mi-a luat oxigenul. Era să zic așa, nici două treimi. Rămăsese găleata mare. Și față de bucățile alea generoase de piept, da, de pui, acu erau fish fingers, cum se zice. Da, erau niște degețele așa. Degețele. Și eu atunci chiar m-am gândit, zic, bă, eu... Pe viitor se iau aripioare. Aripioare, că zic, la aripioare n-are cum să, da, te ardă. Băi, nu era și o singură aripioare. Zici că sunt așa mici. Da, bun, acum nu mănânc foarte des, dar ultima dată când am luat, am fost surprins, adică niște aripioare de alea de vorba aia, zic, că peau literalmente pe două măseluțe. Uite, înțeleg că și la mâncare chinezească, s-a spus, de la 550 chinezească de grame, meniul combo l-au făcut de 400. Deci da, au micșorat data. Sunt mulți comercianți care au ales această variantă, știi? Adică în loc să scumpească, da, ca să nu sperie clientul, au redus gramajele sau unii s-au întâlnit la mijloc. Adică au scumpit mai puțin, puțin și au și redus ce? Puțin din, mm-hmm, gramaje. Am pățit și la unde asta cu burgeri, unde chifla standard s-a micșorat semnificativ și carnea mai puțină și atunci... Dar știi că la volume mari de vânzare, asta este o metodă clasică. Era cazul faimos al vânzătorului de măsline la borcan, care avea pierderi. Și a angajat un manager nou și managerul nou a hotărât să scoată o măslină din fiecare borcan. Serios? Și a dus compania pe câștig. Ce tare! Da, pentru că sunt volume mari și câștigi în felul ăsta. A mai venit cineva cu o idee. La noi, la hârtie igienică, au tăiat din lățime. Deci, mare atenție! Aici asta nu e bine! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.